Istoria Techul Academy Kids a început acum 4 ani în urmă, când eram în echipă doar 2 persoane, eu și un mentor, și încet, pas cu pas, am dezvoltat primele programe de robotică, după care am evoluat în programare și arte digitale. Acum suntem 38 de persoane în echipă și aspirăm la mult mai mulți. Îmi amintesc primul proiect, de fapt era un curs de robotic în care aveam doar 28 copii. Acum suntem 850 pe parcursul anului de studii, fără a lua în considerație taberele sau proiectele pe termen scurt. Sunt la Techul Academy Kids de 2 ani jumate. Aici facem multe. Facem taekwondo, robotică, programare, arte, limba engleză și mie foarte tare îmi place. Deja frecventez de 4 ani cursurile Academy Kids și m-a făcut să continui profesorii foarte buni și dorința de a mă ocupa cu robotica. La cursul de robotică cel mai tare îmi place faptul că învăț lucruri noi și mă ajută și la celelalte obiecte de la școală. Frecventez aceste cursuri de 4 ani și am decis să rămân pentru că calitatea cursurilor este tare bună. Cel mai mult la aceste cursuri îmi place modul în care se predă. Mentorii susțin foarte mult învățământul pe cont propriu. Ne ghidează mai mult să învățăm, dar descoperim totul de unii singuri. Învățătorii sunt buni, mie îmi plac. Eu cu ei învăț repede activitățile. Fiul meu frecventează Techul Academy Kids de 3 ani. Perioada este una aleasă de noi conștient, deoarece noi avem siguranța ca copilul nostru pe parcursul zilei să se afle într-un mediu confortabil pentru el, atât emoțional cât și intelectual. Fiind părinți ocupați, copilul era la școală până la ora 5, chiar nu vedeam cum să le împăcăm pe toate. Noi ne-au soluționat și alte probleme de acolo Academy Kids, în legătură cu limba engleză, în legătură cu arte, robotică, programare. Asta a fost așa integrat tot în unul. Pentru noi asta a fost chiar o salvare. Fiul meu este un copil care vorbește puțin, dar atunci când este întrebat vis-a-vis de Techul Academy Kids, el poate să vorbească la infinit. Ne vorbește despre activitățile pe care le are aici, despre ce mănâncă, cum mănâncă, despre plimbările pe care le fac afară, jocurile cu copiii. Asta este cel mai important pentru noi. Proiectele cele mai importante, probabil, care le-am dezvoltat au fost mai mult de explorarea domeniilor care nu s-au promovat până acum, domeniilor în care conectăm pasiunea copiilor și tehnologiile. Aici a apărut arhitectura pe înțelesul copiilor, aici a apărut animația pentru copii, artele digitale și tot ce înseamnă creativitate. Proiectul After School, în care punem accent pe tehnologii și implicăm pasiunea copiilor și graficul încărcat al părinților. În curând lansăm o nouă locație a Techul Academy Kids. Visul nostru de a ne extinde și a crește este la un pas de realizare. Explorăm și opțiuni de extindere încă în Chișinău și nu numai, de a explora și locațiile în regiuni și de a oferi oportunități tuturor copiilor de a explora domeniul tehnologiilor și a deveni un pic mai aproape de visul lor.